Bună dimineața tuturor! Astăzi este miercuri 6 mai 2020 și mai avem inclusiv ziua de astăzi încă 9 la număr până vom putea ieși pe stradă fără a mai completa adeverințe. 9 zile, băieții știu mai bine că cei care au făcut armata erau în termen acolo, AMR, au mai rămas. Până când vă voi prezenta cele două invitate speciale și surpriză de astăzi, împreună cu subiectul, aș vrea să vă arăt ziarele noastre de astăzi. Colegii de la Click au mers, ca să zic așa, cu ajutorul internetului, bineînțeles, până în Costa Rica, unde l-au surprins pe Dragoș Dolănescu, cărând voluntar saci de mâncare în ajutorul celor nevoiași, în timp ce colegii de la Adevărul insistă asupra declarațiilor de ultimă oră ale guvernanților vis-a-vis de ceea ce vom putea face și ceea ce nu vom putea face începând de vineri 15 mai. Dar să revenim la subiectul zilei, care este unul cu totul special, el legat de nunți. Nunțile au fost lovite din plin de această pandemie nenorocită și ne-am gândit să vedem cam cum văd oamenii care lucrează încă în acest domeniu, drept care le-am invitat pe Ana Haralambie, organizator turguri de nunți, și pe Ana Maria Lungu, designer rochii de mireasă, să ne spună ce părere au. În primul rând le mulțumesc foarte mult. Și sunt tare curios să văd cu ce impresii vin. O să o rog pe Ana Haralambie să deschidă subiectul, fiindcă are mai multă experiență în domeniu. Ce înseamnă această industrie de nunți pentru noi românii? E o chestie specială, e foarte lipită de sufletul nostru, ca marca de scrisoare, cum spunea cândva, o melodie. Da, nu doar pentru noi. Evident că reprezintă ceva la care fetițele visează, nu? Să fie mireasă, ceva de bază pentru orice femeie și pentru bărbați, dar ei nu recunosc. Și nu doar în România, ci peste tot în lume există acest vis, doar știm foarte bine că de mici ne uităm la desene animate cu prinți și prințese. Deci da, este un moment marcant al vieții pe care oamenii vor să-l sărbătorească așa cum trebuie. De altminteri și botezul este, nu? Și nașterea unui copil intră în aceeași categorie și, da, sunt extrem de afectate, într-adevăr. Na, vă dați seama, dacă practic această zonă, această industrie și acest tip de eveniment nu mai există. Da, în momentul de față, ceea ce știm e că nunțile se pot celebra, dar petrecerile de după, da, ca și ceremonia în sine, se poate face în practică doar cu 8 persoane, ceea ce e greu de... Există, pentru că vă dați seama, din 8 persoane, dacă stați mirinași și ai pus un pătar sau, nu știu, un cameraman, un fotograf, nu ai locul invitat, nici de părinți. Deci, da, nu mai există în forma în care o cunoaștem noi, la asta mă refeream. Desigur că dacă dorești, poți să faci în anumite condiții, noile condiții, poți să faci evenimentul, dar per total această industrie nu prea mai există. A fost genunghețată și pusă pe pentru la anul sau pentru final de an, în general, de majoritatea cuplurilor care se pregăteau să se căsătorească, pentru că doresc să organizeze așa cum existau. Nu, e destul de greu să te adaptezi într-un timp foarte scurt și să-l faci în alte condiții. Evident că și aspectul costurilor contează foarte mult, pentru că ele sunt, cunoaștem cu toții că există niște cheltuieli foarte mari pe care urmează să le recuperezi totuși din cadoul, din darul pe care fac invitații, nu? E un aspect practic. Ori dacă ai optimitate și tu ai făcut atâtea cheltuieli, nu ai nicio șansă să-l duci la capăt și nu ai de unde să achiți mai departe. Deci oricum industria ar fi la pământ, chiar dacă s-ar face ce cu 8 persoane, nu? Banii strânși n-ar fi necesar să poată plăti furnizorii, drept pentru care furnizorii oricum după primele evenimente de 8 persoane n-ar mai exista. Deci da, este afectată în totalitate, aproape. Ce însemna o nuntă până la jumătatea lunii martie pentru noi? Ce însemna un târg de nunți? Cam câți oameni veneau? Da. Experiența mea, că tot spuneați mai devreme de ea, de peste 15 ani, de fapt 14, este în această industrie pe zona de întâlnire între care noi practic organizăm târgurile de nunți, cele pe care le cunoașteți de la Bomeco și din țară. Și în general, la târgurile din București, pe undeva între 10-20 de mii de persoane, iar la cele din țară, undeva între 36 mii.
este o lovitură puternică. În momentul de față, oricum, evenimente mari se întâmplă nu se face. Pentru noi a fost o lovitură total importantă de la primul set de măsuri de urgență, din data de 9 martie. Iar mirii sunt și afectați, vă dați seama. Sunt foarte afectați. Sunt obișnuiți să iasă, să probeze, să furnizori, foarte mulți dintre ei nu prea mai au unde să cheme să probeze, de exemplu, rog. Primul rând că nu este conform cu măsurile actuale, nu cu distanțarea socială. Cum faci tu ce faci cu fata care te ajută să putem? Pe de altă parte e o chestiune de igienă. Tot, orice ar fi și când te duci în magazin, probezi de pe un braș o haină, nu mai poate cineva, nu? În cabinele. Vă dați seama că e același lucru peste tot în lucru. Nu prea pot funcționa normal, așa cum știm. Trebuie reinventată sau făcut ceva ca să poată funcționa. Deci revenind, târgurile de nunți nu prea au soluție în lucrul ăsta. La un târg de nunți mai vine ca să probeze rochii de mireasă, în principal, și să-și, evident, să probeze și să cumpere și alte tipuri de servicii, dar eu mă refer din punct de vedere al rochii, care este un punct central, nu? În doamna Haralam, să facem aici o pauză și să o rugăm pe Ana Maria Lungu să intervină, fiindcă ea știe cel mai bine cum e cu rochile de mireasă și aș vrea să văd să ne spuneți cum au reacționat viitoarele mirese când s-au văzut cu o asemenea pandemie pe cap. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Situația nu e deloc roz, pentru că până mai acum 2 luni, aceste tinere viitoare mirese se pregăteau pentru ziua visurilor lor. Erau cu emoții pozitive, să spunem. Erau emoționate, dar într-un sens bun. Abia așteptau ziua aceea pe care ele o planifică cu mult timp înainte. De exemplu, la noi, ca să faci o roche pe comandă, trebuie să te hotărăști cu minim 6 luni înainte de nuntă. Vă imaginați că ele așteptau cu sufletul la gură momentul în care vor veni să-și dea comandă de rochie. Multe dintre ele au reușit să-și placeze această comandă înainte de pandemie și ne sună și ne spun: uitați, s-a anulat nunta, ce facem? Noi, cel puțin, ne-am hotărât să facem toate rochile pe care le-am contractat anul acesta, astfel încât miresele să-și păstreze totuși optimismul, să vină la probe, să-și vadă rochia visată și chiar dacă și-au amânat nunta pentru la toamnă, pentru că e vorba de o amânare, nu de o anulare, evenimentul tot va mai avea loc. Ei în continuare se iubesc, în continuare sunt împreună, în continuare vor să facă nuntă, doar că nu o să o facă acum. Și de ce nu o să o facă acum? Exact cum a spus și Ana Haralam mai devreme, nimeni nu vrea să fie la nuntă cu 8 persoane sau cu masca pe față sau cu mănuși. Poate cel mult o cununie civilă dacă sunt atât de necesare actele respective la momentul respectiv, dar nuntă în adevăratul sens al cuvântului, cel puțin în România, nu va face nimeni. Pentru că noi suntem un popor latin, iubim petrecerile, iubim desfășurarea de forțe care are loc la un astfel de eveniment și atunci nu-ți comanzi cu 6 luni înainte o rochie superbă cu trenă pe care ai dat câteva mii de lei ca să te vadă fix 7 persoane și să fii cu masca pe față. Să fim serioși, nimeni nu vrea așa ceva, nici noi nu am promovat așa ceva și exclus. Le-am sfătuit pe mirese să își mențină optimismul, pentru că orice lucru bun sau rău are un început și un sfârșit. Și lucrurile se vor îndrepta. Poate nu vor avea nunta în luna iulie, cum am sperat, sau în luna august, dar o vor avea în octombrie sau la anul. Și atunci, măcar să se bucure de faptul că au o bună parte din pregătiri făcute, la anul nu se știe ce va fi, poate prețurile vor crește foarte mult, este și acesta un aspect de luat în considerare, pe când o mireasă care deja și-a comandat rochia poate sta liniștită din punctul acesta de vedere, rochile se pot ajusta, adică în cazul în care silueta oscilează în sus, în jos, noi putem să mai dăm drumul, să mai strâmtăm, suntem alături de ele cu tot sufletul, ne-a le ajuta să aibă rochia visată în ziua nunții și să aibă nunta aceea pentru care s-au pregătit. Deci, domeniul este într-adevăr înghețat în momentul de față, dar nu este desființat. Nunți vor fi.
cu siguranță vor fi și eu cred că undeva spre toamnă, într-o viziune optimistă sau într-o viziune mai puțin optimistă la anul, în cel mai rău caz la anul, ne vom relua nunțile și voia bună și ne vom întoarce, e adevărat, poate la o realitate ușor diferită de ce știam, dar nu la una în 8 persoane și cu masca pe față, asta clar nu. Legat de probe. Numai o secundă. Spuneți. Apropo de masca asta, ea ar putea deveni noul accesoriu, noua modă? Nu. Exclus ceva. Nu, niciodată. Nu o să se întâmple acest lucru, nimeni nu-și dorește pozele de nuntă cu masca pe față. E adevărat, pentru cineva care e în afara domeniului, în afara subiectului, poate fi inedit. Să vezi o mireasă cu mască, cu diamante și cu perle, cu sute pe ea. Poate fi, dar pentru persoana în cauză, indiferent cum ar fi masca respectivă, este o mască medicală. Și nu poți să asociezi ceva neplăcut, cum ar fi riscul unei boli, atât care poate duce la deces inclusiv, deci unei boli periculoase, să le asociezi cu un context ideal pentru o femeie, să zicem, pentru că doar a visat toată viața la momentul acela. Legat de probe acum. Scuză-mă, Ana, că te întrerup. Apropo de mască, nu știu dacă aveți idee, că sunteți bărbat, nu știu dacă aveți idee cât de important este pentru mirese make-up-ul. Nu am. Câte încercări fac, câte poze probe. De machiaj studiază, ce îi se potrivește în funcție de față, în funcție de zodie, în funcție de... Deci este deosebit de important, pentru că pozele și filmarea de la nuntă îți rezistă, trebuie să te țină o viață, nu? Așa vei vedea pozele, așa vei arăta copiilor, nepoților și Doamne ajută strănepoți. Deci, cum să faci așa ceva, să te chinui ca să găsești și după aceea să pui o masă? Și încă ceva, masca întinde machiajul, te face să transpiri, deci... Exclus, da, nu. Da, exact. Fashion poate deveni masca, un accesoriu fashion, dar pentru industria de nunți, în niciun caz. Cum a decurs scenariul în timpul pandemiei, din 16 martie încoace? V-au mai sunat miresele, au mai vrut să facă probe, sau probe, sau nu știu, online, s-a ținut relația? La noi a fost în felul următor. Câtă vreme regulile au permis, noi ne-am desfășurat activitatea cu singura diferență că am purtat și noi și miresele mască de protecție, mănuși, totul a fost dezinfectat de nenumărate ori pe zi. În momentul în care regulamentul militar nu a mai permis, noi am întrerupt partea de probe din așa. Activitatea noastră. Am continuat producția pentru comenzile deja existente și rochile finalizate au fost livrate prin curier mireselor acasă, pentru că oricum acele mici ajustări care se fac înainte de eveniment nu aveau să se mai facă acum și nu avea niciun sens să le mai plimbăm, pentru că rochile o ajustăm la anul când s-a amânat nunta. Pentru viitor acum, pentru că o să se dezmorțească lucrurile începând cu 15 mai, sunt noi reguli impuse și m-am uitat un pic ce se întâmplă și în afară, pentru că în unele state din SUA s-a reluat activitatea de la 1 mai și m-am uitat un pic la regulile impuse acolo și la cum au abordat ei problema. Că spunea Ana mai devreme cum se vor îmbrăca miresele, că nu se va respecta distanțarea socială. În primul rând, vor veni la probă cu maxim 2 persoane, nu cu întreg alaiul. În al doilea rând, consultantul nu va îmbrăca mireasa, deci doar îi va oferi spre probă rochile respective. Mireasa va fi îmbrăcată de cineva care o însoțește, de una dintre cele 2 persoane care au venit, și consultantul doar o va ajuta cu trena, cu explicațiile, cu detaliile, urmând să continue programarea ca de obicei. Singura diferență este că nu va mai fi apropierea aceea care înseamnă să închizi fermoarul, să închizi tu nasturi și să intri în contact cu pielea persoanei respective. Toată lumea va purta măști și cam atât. Pregătirile trebuie să meargă în continuare înainte, pentru că la anul vom avea nunți și veți vedea ce aglomerată va fi industria aceasta în anul care vine și ce greu va fi să ducem tot ce am început, pentru că practic vor fi 2 sezoane în unul. Și atunci vor fi noi provocări.
În momentul de față, dumneavoastră... Vroiam să intervin, să vă spun și din punctul de vedere al celorlalte industrii, pentru că Ana vă oferă perspectiva firmelor proprii mireasă, unde într-adevăr se poate continua și chiar recomand mireselor să meargă să-și ia rochia. Și sincer de tot vă spun, mergeți să vă luați rochile. Chiar dacă nu aveți nunta anul acesta, ați plătit avansuri, din toate punctele de vedere e bine să mergeți să vă luați rochile. Și dacă firma reușește să reziste și să treacă prin criză, prin resurse proprii, tot este bine să mergeți să vă luați rochile, să stea la voi acasă, nu îngrămădite cu altele. Că vă dați seama, se tot adună toate rochile de anul ăsta, fiecare furnizor avea un ritm în care le preda. Veneau unele, le preda, veneau altele, acum sunt înghesuite. Nu poți să știi fiecare ce condiții are, vă dați seama, presupunând că reușește să treacă singur financiar prin această criză. Tocmai de aceea eu recomand să și luați rochia de voastră. La anul sau la final de anul veți purta. Cu ocazia asta puteți să ajutați și comerciantul să treacă prin această perioadă, la anul să vă facă modificările gratuit sau, mă rog, cum aveți voi înțelegere acolo, dar în cea mai mare parte modificările sunt incluse, deci mergeți să luați rochia. Din punct de vedere al celorlalte industrii, sunt fel de fel de situații care mi-au ajuns la urechi. Mirii sunt foarte supărați, nu înțeleg de ce sunt comportamente diferite la diferiții furnizori, diferite categorii de servicii. Hai, vorbim de locații, vorbim de formații și așa mai departe. Gândiți-vă că din această situație și această criză a schimbat lucrurile și regulile de joc pentru toată lumea. De exemplu, dacă ai o formație și te trezești că ți s-au amânat 5 nunți de anul ăsta și toate și-au pus aceeași dată la anul, ce faci? Ca să poți să servești pe toți 5, în primul rând trebuie să existi. În niciun caz n-ai putea, gen, să returnezi banii și tu să mai existi, nu? Deci prima condiție ca să existi este să-i păstrezi și la anul tu să prestezi serviciul stabilit pentru miresele respective. Dar ce faci dacă nu poți? Dintr-o dată cererea pe 2 ani s-a comasat pe 1 an. Știți? Da. E un fenomen foarte ciudat pentru că totul a fost brusc și atunci au apărut anomalii. Dacă în mod normal se știa, cam cu 2 ani înainte încep să se ocupe din sâmbete, apoi din duminică, apoi apar oferte speciale last minute. Era un ritm. E acum, dintr-o dată, toată lumea s-a rupt brusc și a intrat pe aceleași date. Și s-au rezervat în prostie aceleași date de mai multe ori. Fiecare a rămas gen din 5 nunți care erau în date diferite, toate și-au ales, e un exemplu, toate și-au ales aceeași sâmbătă și acum sunt supărate, 3 mirese nu-și găsesc formații, pentru că cele 3 formații sunt la celelalte 3 nunți care au tot sâmbătă aia, care nu-și găsesc make-up artist care sunt la asta. Da. Înțelegeți? Deci sunt niște anomalii create. Cred eu că la anul se vor întâmpla niște fenomene pe care de mult în industria de nunți, și anume, cred că suntem una dintre puținele țări, sau singura, care se fac nunți doar sâmbătă și duminică. Sau acum au început să se facă și vineri. De vreun an, un an jumate, doi, se fac și vineri. În alte țări se fac luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Tind să cred că ăsta este momentul în care trebuie și noi să intrăm pe acest păgaș normal de altfel. Ce are luni? Ce are luni? Marți, ce are marți? Ce are marți? Deci în alte țări, peste tot pe unde am întrebat, pe unde am fost plecată la târguri de afară, pa din contră, chiar preferă de multe ori în timpul săptămânii miresele. Din motive diverse, pentru că prețurile sunt mai bune, evident, că, na, fiind cererea mai mică, prețurile sunt mai bune. Pentru că multe dintre ele nu vor bătaie de cap. Nu vor sâmbătă sau duminică să stea 20 de ore. Dom'le, nu vreau să stau 20 de ore, vreau să stau mai puțin, lumea să fie mulțumită, scurt, frumos și la obiect. Nu ne întindem la. Da, deci sunt multe aspecte care cu siguranță ne vor surprinde la anul. Dar recomand tuturor, nu lăsați rochile, nu lăsați costumele, nu lăsați verighetele. Ceea ce ați comandat ca și produse, mergeți, achitați diferența și luați-i. Este sfatul meu sincer și nu vreau să vă sperii, dar există riscuri. Dacă nu mergeți să le luați, comerciantul să nu poată rezista financiar până la anul și atunci nici nu veți mai avea ce lua. Deci de asta vă spun, mergeți și luați-vă produsele, ori ca să-l ajutați, ori ca să vă asigurați, de fapt, ambele deodată. Avem idee în România, într-un an, cam câte cupluri se căsătoresc, cam câte nunți avem, în medie?
Da, în general între 80 și 120 de mii. Da. 80 și 120 de mii? Mama mea, asta este o super industrie care e deocamdată pusă ușor la pământ. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru următoarele, să zicem, 12 luni, care va fi preocuparea numărul 1 în materie? Ateria primă pentru locurile de mireasă, restaurantele cu care încă avem o problemă și nu știm, fotografii, fiecare dintre tipurile de furnizori vor avea niște probleme specifice și, cred eu, de multe ori diferite între ei, chiar între ei, în cadrul aceleiași pături. E extrem de greu de intuit, pentru că totul depinde de cât de mult ține criza, de cât de mult sunt nevoiți guvernanții să aibă aceste măsuri. Dacă acum s-ar putea reintra în normalitatea, mă rog, aproximativă pe care o știm noi, lucrurile și-ar reveni destul de repede la normal. Încă nu sunt definitiv fluxurile, filanțul de furnizori și de bani, și de traseu, de marfă și de serviciu. Însă, din momentul în care nu va mai exista ajutorul pentru șomajul tehnic oferit de stat, care în momentul de față să ține industria, atunci va începe, de fapt, problema și mai mare. Pentru că nu va rezista toată lumea. Sunt mulți care au cheltuieli foarte mari. La locații, ei au rate, mari au rate de plătit. Aveau foarte mulți angajați. Pe angajații respectivi, dacă nu ai evenimente, nu ești plătit. O locație, gândiți-vă că ia locațiile mari, sunt câteva în București care au câte 4-5-6 saloane, au și câte 120-150 de oameni angajați într-o noapte pe saloane. De bucătari, de chelner, de bucătari, de bucătari de ușa, nu valerii. Valetul care îți deschide ușa, portiera la mașină. Și așa mai departe, paznic, etc. Dacă nu sunt evenimente, de unde? Din șomajul tehnic temporar, dar după aceea va fi problemă. Ce se întâmplă? Atunci fiecare va fi pe cont propriu în condițiile în care este văduvit de o activitate normală. Nu are sursă de venit. Am înțeles. Ana Maria Lungu, ultima întrebare e pentru tine. De vineri 15 mai vom putea să ne reluăm ieșirile, ca atare o să aveți o agendă pentru diversele care vor dori să vină să facă din nou probă? Da, noi deja am publicat pe pagina noastră de Facebook și pe Instagram că ne vom relua activitatea și avem programări. Deja au început să sune telefoanele. Miresele care s-au programat au nunta în octombrie, în sfârșit de septembrie și octombrie. Sunt mirese optimiste și oricum ele își doresc foarte mult o rochie Ariana Karen, care se știe că durează 6 luni pentru a fi confecționată. Și fiind atât de dornice să-și facă rochea la noi, deja s-au programat. Noi și înainte de întreruperea activității aveam plin și sunt convinsă că lucrurile se vor menține la același nivel. Din fericire, rochea de mireasă nu expiră, nu se strică, nu e un produs perisabil și putem să facem. Dar la fel cum spunea și Ana Haralambie mai devreme, și sfatul meu pentru mirese este să vină să-și ridice rochia. Dacă se întâmplă furnizorul să le spună, lasă că-ți fac eu la anul, că vedem la anul, că ce sens are să vii acum, să nu accepte acest lucru. Rochia odată comandată trebuie livrată. Modificări se pot face. În cazul nefericit în care un anume furnizor la care mireasa și-a comandat rochia nu va rezista pe piață, ea va pierde avansul respectiv. De aceea cel mai bine este să vină să-și ridice rochia. Același sfat este și de la mine. Modificări oricum se pot face și după aceea, dacă produsul este finalizat. Mulțumesc mult, Ana Maria Lungu, mulțumesc, Ana Haralambie, să vedem ce vreme o să mai prindem, cu siguranță s-ar putea să ne mai întâlnim. Poate nu neapărat prin Skype, poate vremurile vor fi mult mai permisive. Aștept la noi la Târg, la Romexpo, imediat cum se dă drumul comitetului, cum să refacem această emisiune între ei la Romexpo, la Târgul Vidurești, la noi. Veniți, cu siguranță. Toate cele, o zi frumoasă și multă sănătate tuturor. Mulțumim, o zi minunată. La revedere. La revedere.